Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a stabilit strategia de vaccinare. Astfel, în Argeș vor fi centre de vaccinare în spitalele județene de urgență și municipale, care vor deservi personalul medical. De asemenea, în județ vor fi alte 14 locații unde vor fi centre de vaccinare pentru persoanele cu vârstă de peste 60 de ani, considerate a fi în zona de risc. Acestea au fost aprobate prin Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. De asemenea, au fost solicitate 4 caravane mobile care vor deservi centre de asistență socială, azilele de bătrâni și vor fi la dispoziția persoanelor nedeplasabile. Prefectul Emanuel Soare a afirmat că ia în calcul și anumite centre modulare, ținta pentru județ, fiind de 5.000 de persoane vaccinate lunar pe fiecare centru. Chiar dacă în acest moment nu avem un orizont de timp clar când vom avea vaccinul disponibil, noi am început deja să ne pregătim. Strategia de la nivel național este foarte bine pusă la punct. Concret, în județul Argeș și în acest moment se fac demersuri pentru realizarea următoarelor lucruri. Se vor face centre de vaccinare în spitale, spitale județene de urgență, spitale municipale, care vor deservi personalul medical. Deci prima categorie de personal care va fi vaccinată va fi personalul medical. Avem deci identificate deja centrele de vaccinare pentru spitale în spitale. În paralel am identificat deja în acest moment 14 locații la nivelul județului unde se vor face centre de vaccinare pentru populația cu vârsta de peste 60 de ani. S-a făcut o analiză de la nivel național a localităților, a zonelor cu cea mai mare pondere a acestor persoane. Noi am identificat aceste centre, le-am aprobat astăzi prin Comitetul Județean pentru Situații de Urgență și vor fi transmise la București. În același timp, tot în o decizie a Comitetului Județean astăzi, am solicitat și 4 caravane mobile care vor deservi centrele de asistență, azilele de bătrâni și vor fi la dispoziția persoanelor nedeplasabile. Deci în acest moment noi avem identificate centrele unde se va face vaccinarea. Sigur că este doar o primă etapă pentru că zilele acestea așteptăm o hotărâre de guvern prin care se va stabili care sunt condițiile exacte pe care aceste centre trebuie să le îndeplinească. Se va stabili care va fi personalul medical care va deservi aceste centre, însă noi suntem deja pregătiți și suntem pregătiți să identificăm și alte centre pentru că obiectivul nostru fundamental la nivelul Argeșului este să vaccinăm într-un timp cât mai scurt, cât mai multe persoane, pentru că în funcție de numărul persoanelor care se vor vaccina, capacitatea noastră de a gestiona această pandemie va crește și este interesul nostru să facem lucrul acesta, pentru că se pare că dozele de vaccin vor fi grupate, 5 sau 10, nu știm exact în acest moment, și atunci ca să putem folosi toate dozele de vaccin să nu le risipim, trebuie să avem un flux constant de persoane care se vor vaccina și ca target în acest moment există stabilit un număr de aproximativ 100 de persoane pe zi pe centru, iar la nivelul județului va trebui să avem cel puțin 5.000 de persoane testate pe fiecare centru pe lună.